acum două, trei, după amieze, primesc un telefon de la un necunoscut care era îngrijorat că aș fi bolnav, care era fericit că m-aș fi însănătoșit. Dar, și spune următorul lucru care m-a lăsat așa, te-a mai pomenit de bucuros. Ea zice, bă, poete, zice, nu mor cai când vor câinii. Și am spus, și care e dreptatea, și care omul ăsta are dreptatea. Păi sigur, n-a fost pe țara asta atâta ani în soare și mulți credeau că o să înghețe? Că o să înghețe țara? Ce-a înghețat țara? N-a înghețat țara. N-a fost potop pe țara asta și s-a crezut că ea o să se nece? Nu s-a necat. N-a fost cutremur mare pe țara asta. S-a crezut că ea o să rupă sau să se frângă? Nu s-a frâng. Păi nu mor caii când vor câinii. Și de altfel, mi-a viteazul, a intrat la Alba Iulia, dar încălare pe un cal, dar nu da încălare pe un câine.